Salutare și bine v-am regăsit la Amatorii de Cultură. Astăzi vreau să vorbim despre un gen literar care, nu știu, mă revigorează și pe care l-am descoperit de câțiva ani încoace, după ce l-am evitat, și anume jurnalul. Chiar dacă jurnalul nu pare la prima vedere o carte de instructaj, de filozofie din aia cu sisteme, cu informații clare despre un anumit subiect, nu abordează o singură problemă, ci mai mult ne ajută să pătrundem în biografia, în viața unui autor, este o lectură, din punctul meu de vedere, mult mai vie. Asta cred că poate să fie, nu știu, cuvântul de bază când vorbești despre ce înseamnă jurnalul ca specie literară. E o lectură foarte vie. E o lectură care ne ajută să înțelegem că orice intelectual, autor, scriitor are trăiri, dileme, momente de nevroză, de nervi în fond, în care dă cu toate și își spune oful, practic se consumă prin scris. Cioran, de exemplu, el spunea că îi vine să scrie doar atunci când îl apucă pe el gândul să-și tragă un glonț în cap. Și atunci, ca să nu zboare creierii, omul se apucă de scris. Prin jurnal, prin, să zic, această surprindere a banalităților vieții sau a momentelor de cotitură, putem, practic, să ne consumăm toată această energie pe care o acumulăm în noi, energia asta interioară, tensiunile putem să le degajăm, putem să ne detensionăm prin intermediul peniței, da, prin scris. Și m-am dus pe o zonă a jurnalelor în care am căutat memorii ale oamenilor din perioada comunistă de la noi, pentru că erau oameni care au trecut prin cele mai grele experiențe și, mai specific, mi-au plăcut pușcăriașii, adică oamenii care au făcut pușcărie politică. Bartolomeu Anania, Nicolae Steinhardt și cel despre care vreau să vorbesc astăzi, și anume Alexandru Mironescu. Ca să-i fac o scurtă introducere, Alexandru Mironescu, el la bază a fost un om de știință, s-a ocupat de chimie. Are un doctorat la Sorbona, despre studiul hidrocarburilor, după aceea a făcut și filozofia la București. Deci un om doxă, în fond, în ce privește amalgamul ăsta, malaxorul ăsta intelectual, combinația dintre domeniul real, chimia și studiul din zona științelor umaniste, filozofia. Dar mai are și o latură spirituală care cumva le-a încolonat pe toate. El a fost membru al unei mișcări mistico-intelectuale din acea perioadă, din secolul 20, și anume Rugul Aprins. Este chiar un membru fondator al Rugului Aprins, o mișcare care s-a cristalizat la Mănăstirea Antim, în care se întâlneau nu doar teologi, după cum vedem, Alexandru Mironescu nici nu era un teolog cu licență în teologie, ci oameni care erau cu acest bagaj intelectual foarte prosper, dar aveau și preocupări spirituale. Și atunci se făceau niște cenacuri din acestea foarte docte, dar și foarte profunde. Și de aici toată anvergura acestei mișcări. Era cumva comparată cu ce se întâmpla puțin mai încolo la Păltiniș, unde era școala de filozofie a lui Constantin Noica. Deci aceste mini-universități în clandestin, dacă putem să le numim așa, Păltinișul, Mănăstirea Antim, funcționau cumva în ciuda sistemului comunist, ateu și îndobitocit de literatura marxist-leninistă și așa mai departe. Alexandru Mironescu a făcut pușcărie comunistă. A trecut chiar prin momente pe care, nu știu, eu sau voi sau oamenii care ne-am obișnuit cu confortul zilei de azi, nu le-am duce tati. Adică am fi semnat cu securitatea în secunda 2 să ne lase să ieșim din bătaie și din tot calvarul la fizic și psihic. Mironescu a rezistat. A rezistat până la capăt în chinurile pușcăriei. A avut momente chiar de tortură maximă, putem să spunem. Este un moment în care este el și fiul său, amândoi închiși,
legați, puși față în față și bătuți unul de față cu celălalt, consecutiv. Prima oară a fost bătut el în fața băiatului său și după aia fiul l-a bătut în fața lui. Adică comuniștii funcționau cu această tortură nu doar fizică, ci și psihică. Să te distrugă, omule, pe toate părțile, să nu mai rămână nimic din tine, ca în final tu să cedezi. Mironescu nu a cedat și de aici și curiozitatea de a afla cum, Doamne iartă-mă, de unde atâta baterie într-un om ca să reziste și ba mai mult să fie așa de citav la cap și lucid în ceea ce privește conținutul jurnalului lui Mironescu, pentru că este scris după ce a ieșit din pușcărie și este de o luciditate și o claritate extraordinară. Sunt mai multe părți ale jurnalului. Eu am aici doar două, de la editura Humanitas, din 1968 până în 69 și celălalt care a apărut acum un an, din 1970 până în 72. Mai este o primă parte, ăsta ar fi volumul 2, ăsta volumul 3, mai este primul volum care a apărut la altă editură, editura Eikon. Nu l-am pe ăla, dar vreau să-l citesc pentru că sunt de o sevă culturală, spirituală, psihologică. Efectiv te dau pe spate și le recomand. Acum, ce mi se pare interesant la el, asta aș puncta în primul rând, e faptul că Mironescu, nu știu prin ce mecanism, dar el a prevestit și a văzut ceea ce foarte multă lume era incapabilă să observe și să perceapă la momentul ăla, așa nume că sistemul comunist va cădea. Vorbim de anii 60-70, venise Ceaușescu. În 65-66 începea o perioadă de ascensiune a lui Ceaușescu, un succes internațional, eram văzuți bine de americani, erau toate călătoriile ale lui Ceaușescu, dar păsătot în lume, până Occident, prin Africa, adică totuși era o situație bună pentru imaginea României și nimeni nu-și imagina că ar putea vreodată să existe o fisură, să se strice o șaibă, să ruginească ceva în sistemul comunist și totuși. Și totuși Alexandru Mironescu observă chestia asta și menționează în jurnalele sale. Era atent și la știri, asculta Europa Liberă, urmărea tot ce se întâmpla la Moscova, în Cehoslovacia, prin Occident, relația cu americanii. Și observa, domnule, ceva se împute pe românește aici, sigur trebuie să pice, n-are cum, nu o să dureze veșnic. Deci totuși o perioadă care după represiuni, pușcării și așa mai departe, s-a stabilizat, cel puțin în aparență, dar și în esență erau totuși niște aspecte care mergeau cât de cât ok în societatea respectivă. Nimeni nu observa vreun motiv pentru care comunismul putea să meargă naibii, să se strice, să pice de la sine sau prin revoluție. Nu exista așa ceva. Toată lumea știa, domnule, comunismul e pe viață. Acum că e Ceaușescu, că vine altul după el, dar nu mai scăpăm de ciuma asta. E, nu, Mironescu observa și era ferm convins că nu o să dureze veșnic, ceea ce mi se pare totuși ceva inexplicabil. Dacă vreți, un moment de prorocire, de revelație, da? Dintr-un alt registru, de o gândire duhovnicească care vede dincolo de justificările raționale din lumea noastră, totuși el observa lucrul ăsta. Sunt multe citate care denotă o practică religioasă foarte proaspătă, foarte actuală, foarte bine cuplată la adevăratele probleme ale vieții, nu doar o lălăială din asta sterilă, cum zicea părintele Andrei Scrima, ortopraxie, adică facem niște lucruri din reflex, dar nu simțim nimica. Mergem la biserică, pupăm icoane, pupăm moaștele, facem dintr-un automatism, dar în fond nu trăim nimic din ceea ce practicăm. Mironescu cuplează creștinismul și îi cumva redă adevărata lui valoare și anume aspectul ăsta practic. Dom'le, e o religie care te ajută. Te ajută, după cum am văzut, să treci printr-o pușcărie care îți distruge toate pârghiile de speranță pe care le ai și totuși rămâi întreg la cap și poți să fii așa de lucid și așa de plin de resurse, cu toate că omul, după ce a ieșit din pușcărie, a rămas, din punct de vedere al renumelui, o epavă. Nu i s-au publicat lucrările, nu reușise mare lucru, nu a fost un nume cunoscut la vremea sa. Sunt multe citate.
pe care pot să le redau. O să mă concentrez asupra câtorva dintre ele. Mi-a plăcut unul din această a treia parte a jurnalului său, din 70 până în 72. El spune, referitor la problemele vieții și la faptul că mereu suntem tensionați și relațiile din familie, cu soția, cu părinții, cu copiii, cu prietenii, sunt tot mai dificil de gestionat, face o remarcă destul de importantă. Spune așa: nu numai oboseala și nervii sunt de vină, ci absența omului din problemele esențiale ale vieții. Mulți cred că, cu timpul, toate astea se aranjează. Nu este adevărat. Fără o participare, fără o intervenție, fără o colaborare a omului, nimic nu se rezolvă de la sine. Iar acela care are cât de cât, sau dorește să aibă, sau să mențină legături cu Dumnezeu, trebuie, este obligat să salveze, în situații dificile, acel minimum de recomandații dumnezeiești și duhovnicești, fără de care, mai curând sau mai târziu, totul se va duce de râpă. Și asta iar m-a atins la corazon. Oricât de grea ar fi existența fiecăruia, e nevoie și de popasuri de ajustare, ca să nu ne trezim prea târziu și să constatăm că absolut toată viața noastră s-a scurs în dorul elii. Nu e nevoie de orgolii sau să facem cine știe ce lucruri grozave, ci să știm că nu am fost față de omul din noi niște nesimțitori, iar față de o esență a vieții, să fim vinovați de cea mai mare crimă care poartă numele de superficialitate. Și, practic, într-adevăr, spunem de multe ori: băi, am ajuns la burnout, am ajuns la nervi, oboseală, nu mai pot, nu mai am relații, am reacții necontrolate în relațiile cu oamenii de lângă mine. Într-adevăr, e justificat, dar nu e o scuză. Pentru că, până la urmă, cu toată, nu știu, nebunia asta cotidiană și stresul de la serviciu, din viața personală care ne pune la pământ, dacă omul este implicat în adevăratele probleme ale vieții, restul devin cumva apendice. Putem să le gestionăm, putem să le manageriem mult mai bine, pentru că targetul nostru este mult mai înalt. Este din afara lumii acesteia. Sigur, acum Andrei Ionescu merge pe soluția aceasta, fiindcă asta a trăit el și a confirmat-o că funcționează, și anume aspectul creștin al vieții. Dar chiar dacă nu credem în ceva, nu suntem ancorați într-o religie, merită să medităm la faptul cum l-a salvat pe omul ăsta religia. Că poate e ceva acolo, domnule, care, bă, nu știu cum, nu știu prin ce mijloc, bă, dar funcționează. Și, într-adevăr, în momentul în care avem anumite probleme mai spirituale, mai importante, mai profunde ale vieții, nu ne mai pierdem așa de tare în toate problemele astea de la serviciu, toate nemulțumirile astea. Asta, ca să o cuplez și la un pasaj biblic, este acea evanghelie despre grijile vieții, da? În care ni se spune metafora aia despre crinii câmpului. Mântuitorul zice acolo că uitați-vă la crinii câmpului, că nu torc, nu se ocupă practic de tot ce faceți voi, lucrul ăsta de gospodărie, de job, de serviciu, și cu toate acestea sunt niște efort care dăinuie și pe care Dumnezeu le îngrijește, și cu atât mai mult dacă Dumnezeu se îngrijește de flori, de păsări, de vietățile acestea din alte spectre, alte regnuri, cu atât mai mult se va îngriji de ființa supremă a creației, care este omul până la urmă. Evanghelie care nu ne spune să nu ne îngrijim de nimic, să nu avem treabă, să fim niște ignoranți, doar să ne rugăm și să nu ne mai ocupăm de job, să le facem superficial. Nu. Este Evanghelie care ne spune nu să nu ne îngrijim, ci să nu ne îngrijorăm. Adică să nu existe un task, o urgență la serviciu, nu știu, practică din asta cotidiană, o grijă care să ne pună în cap, care să ne aducă în punctul de a ne îngrijora, de a intra în panică, de a ne strica toată starea interioară, de a ne transforma în niște nevrotici, ci pur și simplu să avem încredere că sunt lucruri mai importante și toate celelalte le putem face cu această forță vie care vine într-un noi, dacă ne punem încrederea, după cum spune și Mironescu, în Dumnezeu, în cele sfinte. Alt aspect interesant pe care l-am mai găsit în jurnalele lui Mironescu este legat de această prost înțeleasă recomandare biblică
biblică, cu întoarcerea obrazului. Creștinul, domnule, e ăla care, oricât i s-ar întâmpla, oricâte capace peste cap și-ar lua, trebuie să întoarcă obrazul, să ierte de 70 de ori câte 7. Adică noi înțelegem și multă lume înțelege fals faptul că suntem cumva încurajați la o pasivitate. Domnule, noi nu trebuie să reacționăm, nu trebuie să ripostăm, nu trebuie să ținem piept, trebuie să acceptăm palma, pumnul, capul în gură, bă, și aia e că suntem creștini, suntem cu Dumnezeu, nu putem să reacționăm. Ei bine, Mironescu tălmăcește și explică altfel recomandarea asta. Că da, prima intenție, prima reacție ar trebui să fie într-adevăr una de îngăduință, una de autocontrol, însă tot el spune că dacă vezi că primează la celălalt nesimțirea, stăruința asta în a fi nelegiuit, a fi fără niciun bun simț, zero morală tot, atunci ar trebui să ripostăm din principiu tot creștin, care până la urmă valorifică, pe lângă smerenie, și demnitatea umană. Spirea de umor și de cuvinte din astea mai neconvenționale, explicațiile lui, dar tocmai de aia savuroase, el spune așa: recomand și propun o educație de cea mai înaltă ținută intelectuală și etică, dar cer ca odraslele noastre să cunoască și boxul, și jiu-jitsu, și să știe să tragă și cutunul. Mi-e greață de toate idealismele și romantismele, de oriunde ar veni ele, care întrețin un climat de fleșcăială. Pace, da, bună înțelegere, desigur, dar nu în niște condiții în care totul se fleșcăiește ca să cotropească universul, nerușinarea și prostia și imbecilitatea patente. Viața adevărată este luptă și război. M-am săturat de intelectuali poltroni și de slujitori ai lui Hristos care nu sunt în stare, dacă nu de martiraj, măcar de sacrificiu. Numai cu socoteli și tocmeli încurcăm lumea degeaba. Am încheiat citatul. Sigur, sunt multe axiome sau momente din astea de luciditate românească, cumva. Bă, le zice în față. Și mai vreau să evoc câteva pe aici. Spune așa, asta e un pic mai elegant, asta se aude mai colorat. Asta e fain. Citez: oamenii se împing unii pe alții în jos spre dobitocul din ei. Altele puțin mai spirituale sună cam așa: cel care și-a simțit păcatele sale e mai bun decât acela care prin rugăciunea sa învie morții. Am încheiat citatul. Altul: toate piedicile către sporirea duhovnicească sunt în noi, numai în noi. Nu le folosește priceperea scripturilor celor care petrec în patim. Răsplata nu se dă pentru lucrare, ci pentru smerenie. De altfel, vedem că Alexandru Mironescu, cu toate că a fost un proscris și nu a mai reușit nimic profesional după ce a ieșit din pușcărie, pe lângă această arzătoare dorință a credinței de a perpetua actul mântuirii, era angajat și în cuplarea la actualitate. El în continuare dezbate în jurnalele sale probleme politice, sociale, de geopolitică, adică este un om pe care nu l-a anihilat experiența pușcăriei și l-a plasat doar într-o zonă a rugăciunii. Este un om care avea mintea cuplată și implicată în problemele sociale. Vedem acolo dezbate cum ar trebui România să fie în raport cu Occidentul, implicațiile acestea politice, analizează vizita lui Ceaușescu pe dincolo. Deci era un om care nu s-a rupt de lume și dacă nu ai fi știut background-ul lui, experiența lui, ai fi zis că era un om foarte vioi și care toată viața a trăit foarte bine, în confort și avea energia necesară ca să fie foarte racordat la realitate. Nu un om care a venit cu spiritul fisurat și cu tot corpul până la urmă lovit în toate direcțiile și sănătatea alterată. Deci, mustește de vitalitate și de prospețime, bă, în ciuda faptului că le-a trăit pe toate alea rele în pușcărie. Asta mi se pare incredibil. Este o lectură pe care, evident, o recomand în toate privințele pentru frumusețea stilului,
curge foarte ușor textul. Nu e un text greoi, dar nu sunt pasaje pe care să le poți înțelege. Sigur că pui mâna pe Dex pe locuri, dar este plăcută, este plină de învățături și de sens. Nu citești doar experiențele unui om care merge până la magazin, se întoarce, notează lucrul ăsta, s-a întâlnit cu Petrică, cu Georgică, cu nu știu care. Este o lectură care cântărește și asta e foarte important. Vreau să mai dau pe aici câteva și vă las citate. Citez. Bătrânul care tânjește la nesfârșit după idile și performanțe erotice, chiar admițând că mai poate face oarecare față, intră pe toboganul decrepitudinii, adică în faza penibilă și respingătoare a bătrâneții. Asta legat de criza vârstei mijlocii sau a vârstei de 60 ceva de ani, când zici, domnule, încă mai poți să combini, nu știu ce. Și ești, bă, stai cu minte că intri în penibil. Deci îl preocupau toate aspectele vieții, morale, psihologice, politice, sociale și, evident, intelectuale și religioase. Acestea fiind spuse, Alexandru Milonescu rămâne un reper în aceste jurnale din epoca ce a trecut, de tristă amintire. Vă încurajez în continuare să căutați ce facem și pe Instagram pentru conținut extra. Avem acolo caruselul și mai multe analize la cărți, la tot felul de aspecte și chestiuni și pentru susținere, dacă doriți. Le mulțumim celor care o fac deja. Ne puteți ajuta pe contul nostru de Patreon sau să deveniți membri ca să susținem canalul și să ducem cultura mai departe. Și nu uitați, până data viitoare, spor la lectură și numai bine. Ciao!